Bun găsit, doamnelor și domnilor! Biserica azi, o temă, aș zice, provocatoare. E la modă să fii credincios și când vorbesc, când folosesc cuvântul la modă, mă gândesc la tineri care au această tendință de a se considera sau a căuta să fie în pas cu o anumită modă, un anumit curent. Și l-am invitat să vorbim despre acest lucru, despre, să zicem, credința tinerilor și cât e ea de răspândită astăzi, pe un părinte venit de la Cluj-Napoca, un părinte care e foarte experimentat în lucrul cu tineri credincioși și mai puțin credincioși. Părintele Ciprian Negreanu, bine ați venit în studioul Trinitas TV. Mulțumim că m-ați invitat. Sunteți preotul studenților, la Biserica Studenților din Cluj-Napoca, o biserică frumoasă într-un parc, am văzut ceva imagini, construită nu de mult, o biserică în stil maramureșan, dar în spațiu clujan, unde se adună studenții în jurul bisericii și în jurul dumneavoastră. Încep direct cu întrebarea pe care am și pus-o la început. E la modă să fii credincios? Ce ați constatat în rândul tinerilor? Tineri, începând de pe la 18, 19, 20 de ani, până mai târziu, cât e vremea sau perioada studenției? Nu cred că mai e la modă. A fost o vreme când părea că este la modă. Sau era, într-un fel, la modă. Credința se cerceta, se căuta și dintr-o modă. Asta cred că a fost undeva după boom-ul acela spiritual care în toată țara, de după Revoluție, de prin 94-95, eram atunci președinte la Scorului la Cluj. Și atunci am cunoscut mulți oameni care veneau la biserică, o cercetau, erau, stăteau, se mișcau de pe un picior pe altul, ascultau, întrebau și o făceau mai mult dintr-o modă. Majoritatea n-au rămas în biserică până la urmă. Cred că la moda acesta, cuvântul acesta, înțelesul ăsta, se aseamănă foarte mult și cu trăirea credinței numai dintr-o tradiție. Că așa suntem noi, că așa ne-am născut, că așa făcea bunicul, că așa făcea tata. Sau imitând pe cei din jur. Și că ce zice satul, să mergem, că așa trebuie. A fi la modă presupune a imita, imita un anumit curent, un anumit tip. Într-un trend. Și se aseamănă cu aceștia care se asumă credința, dar nu și-o asumă de fapt, care cercetează credința sau măcar vin să o cunoască și biserica numai la modă, se aseamănă și cei care își trăiesc credința numai că așa sunt ei născuți, că așa au auzit că e bine, că așa le-au spus părinții, că așa se face la sat. Că așa și se credința face asta, spuneți, nu ține mult. Nu ține mult. Și majoritatea au plecat și unii și alții și cei care o făceau din tradiție, că așa au plecat sau s-au îndepărtat. Și cei care au venit numai pentru că era o modă. Dar ca să țină mult credința, părinte Ciprian Negreanu, cum, de unde se naște credința asta care durează? Continuând totuși ce am spus, totuși aceștia care au venit numai să cunoască, numai să vadă, numai că era la modă. Poate dintr-o curiozitate, nu? Da, dintr-o curiozitate. După ce au trecut anii și au dat de necazuri și în familie și cu copiii și au știut unde se întoarcă. Unii dintre ei s-au întors totuși și cred că și cercetarea credinței doar dintr-o modă a avut un efect pozitiv în timp asupra unora dintre ei, alții nu. Alții au cunoscut-o superficial atunci când au căutat-o, nu mai superficial, și au trăit un fel de dezamăgire sau oricum nu s-au mai întors și nu știu dacă se vor mai întoarce. Eu nădăjduiesc totuși că se vor întoarce. Dar oricum, orice lucru făcut superficial nu dă roade bune, nu dă roade serioase. Cei care vin la biserică și care rămân sunt cei care au și încep să aibă în timp o anumită cercetare interioară, lăuntrică, care se opresc puțin din tăvălugul timpului care trece peste ei și a problemelor și a necazurilor și a încercărilor și a bucuriilor și a carierei pe care vor să-și o construiască și se gândesc de unde vin, unde mă duc, cine sunt eu, dar de obicei, și trebuie să fiu sincer, de obicei, degeaba sunt aceste întrebări dacă nu sunt și micile încercări ale vieții și durerile ale vieții care aduc mai degrabă pe oameni spre Dumnezeu. Deci până la urmă Dumnezeu cu planul lui face în așa fel încât omul să trăiască niște experiențe care să-l apropie. Da. Acum, nu suntem noi în măsură sau nu putem cerceta
de ce pe unii încearcă, de ce pe alții da, îi lasă să se depărteze sau îi lasă pe un drum care nu e spre, sau spre pare, el. Pare că îi lasă o vreme sau un timp, le dă o vreme de gândire, o vreme de judecată, de asumare, de lămurire, de dumirire, cum zicea Ionescu, că omul nu evoluează, se dumirește. Dar până la urmă, credința care, într-adevăr, e o valoare perenă, vine de demult și merge până la sfârșitul lumii, credința, ca să ți-o asumi, ca să ți-o trăiești, presupune, cred, totuși, o ieșire dintr-un curent al vremii, da. Nu? Adică să te opui puțin valului. Pentru că observăm astăzi, și de-aia am și vrut să discut cu dumneavoastră pe această temă, observăm astăzi curentul promovat foarte mult pe toate canalele, media, internet, cel mai des acum, cel mai puternic acum pe internet, la care au acces foarte facil și foarte de tine. Tinerii, nu? Nu e favorizant sau nu e favorabil ideii religioase, ideii de credință. De aceea nici mai e la modă. Păi, pentru că ești luat de râs într-un grup de tineri dacă tu spui că îți postești, mergi la biserică, te spovedești. Pentru ceilalți e cool față de ceilalți să râdă și să zică, păi mie n-am nevoie de așa ceva, tu ai nevoie să spui cuiva ce trăiești. Deci e de râs de multe ori a fi credincios acum. De aceea nu mai e la modă. Dar ca cineva să iasă din curentul ăsta, tăvălugul ăsta care curge la vale al lumii cu moda ei actuală, într-un fel anticredință, antireligioasă, ca să ieși îți trebuie puțină bărbăție, puțin curaj și o asumare solitară, la început solitară. Trebuie să-ți asumi tu cu tine însuți și înainte conștiinței tale și la Dumnezeu. Dar cum vă explicați? Dar după aceea nu mai e solitară. Cum vă explicați curentul ăsta, care e anti-valoarea credinței în societatea noastră, nu numai a noastră românească, în general, în societatea umană de astăzi? Ne-am întors la materialismul ăsta, ne face să credem că totul e aici? Uitându-mă așa peste istorie, și mi-a plăcut totdeauna istoria, am constatat de fapt că totdeauna a fost așa. Totdeauna cuvântul Mântuitor a rămas valabil, adică nu te teme turmă mică. Turma tot mică a rămas, chiar dacă imperii întregi, țări întregi sau numi creștine, cei care și-au asumat viu credința până la capăt, n-au transformat-o într-o ideologie, într-o formă de îmbogățire, într-o formă de slăvire, de cinstire, de onoare. Au fost puțini, chiar au fost puțini și totdeauna au devenit, într-un fel sau într-altul, fără să vrea ei, dușmani, au fost făcuți de ceilalți dușmanilor. Considerați dușmani. Dușmanilor. Da. Pentru că aceștia, trăindu-și viu credința, trezeau în sufletele celor care o trăiau formal sau o trăiau că trebuie, că așa e moda, că așa e statul, că așa e instituția, că așa trebuie. Trezeau în ei durerea că ei nu sunt așa. Ții minte și acum... Mărturia unor, am citit mărturia unor deținuți din închisoarea de la Pitești și care toți erau creștini, dar la înteroarea aceea au renunțat, au cedat, au spus, nu cred, nu știu, nu mai cred nimic. Erau presați cu metode, da, cu metode înfricoșătoare să facă asta. Poate nici în perioada romană de persecuție n-au fost ce s-a întâmplat, nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat la Pitești. Și... au fost câțiva care n-au cedat și unul dintre ei a fost un student de la teologie la Sibiu, care n-a cedat. L-au făcut preș în fața patului Iuțurcanu, s-a suit cu picioarele pe el, și-au bătut joc de el. Dar el n-a cedat și mărturisește acest om că toți nădăjduiau să cedeze, toți deținuții. Și el era ciudă pe el, pentru că el era o dovadă că se poate. Uite, puteam și noi să nu cedăm. Ieșea din rând. Și dacă el ar fi cedat, zice, uite, vezi că nu se poate. Deci n-am avut ce face, domne. Așa a fost. Și el ieșea din rând, totdeauna. Ei aproape că îl pismuiau, îl invidiau și ar fi vrut să cedeze. Să știți că felul ăsta de a vedea lucrurile împânzește istoria de la un cap la altul. E o neputință a noastră, oamenilor. Da. Și de cele mai multe ori, de fapt, patimile sunt cele care, în orice condiție, în orice stat, în orice țară, declarată sau nu declarată creștină, anumite patimi care ne stăpânește și pe care le dorim, sunt ca niște idoli care trebuie să le facem cinste, să le aducem onoare, să le slujim. În momentul în care cineva se dovedește că poate și chiar e serios și chiar e sincer și chiar e vioi în credință și luptător, ne devine o palmă pe obraz. Nu mai suportăm.
Nu vrem să mai avem de face cum asta. Și totdeauna cred că aceasta, și am văzut acest lucru, și putem să o luăm de la Sfântul Simeon, nou teolog, care a devenit aproape, era aproape dușmănit de cei de la Patriarhie, care unii dintre ei, unii dintre intelectualii de marcă de la Patriarhie a vremii, cum era Ștefan al Nicomidiei, care îl pismuia, care îl ura, era invidios pe el, pentru că el trăia credința la această măsură și el, ierarh, și nu putea să o trăiască. Și îl pismuia și îl critica și îl alunga din mănăstire pentru acest lucru. Și văzând așa peste istorie, totdeauna turma a fost mică. Nu mă iluzionez. Așa că chiar dacă perioada după Revoluție, într-adevăr, a fost o reîntoarcere a mare parte a poporului spre Dumnezeu, lucrurile au revenit. Au revenit și au apărut alte ispite. Cei care n-au fost serioși în căutarea credinței au rămas acolo, nu au înaintat, n-au cunoscut mai mult din credință. Există cei drept piedici în calea acestui drum spre credință. Pe vremea comunismului exista această impunere din afară, o suprimare a libertății religioase. Avem acum libertate, numai că libertatea ne-o suprimăm singuri prin tot felul de alte, singuri și ajutați obiceiuri. De alții sub forma unor sfaturi binevoitoare, unei insistențe persuasive. Care ne iau cu valul acesta. Și care sunt și duhul lumii, dar sunt și aduse de mass media și promovate. Cu toate acestea, Părinte Ciprian Negreanu, aveți în jurul, sau în biserica la care slujiți, Biserica Studenților, aveți credincioși, mulți am auzit. Da. Eu n-am fost la o slujbă la dumneavoastră, dar am auzit că sunt mulți și în biserică, nu e o biserică foarte mare, dar ați zis vreo 300 de credincioși, de tineri intră în ea, dar mai stau și pe afară. Așa cum se întâmplă multe biserici care devin neîncăpătoare. Totuși, în această atmosferă în care credința nu e considerată la modă, ce-i drept. Oamenii se aduc unul pe altul, vin într-o căutare personală. Cum se întâmplă adunarea în jurul bisericii? Mă gândesc la tineri. Da. Nu mă gândesc la cei în vârstă. Știți că e ideea acum. Tinerețea, ce o trăiești în distracții. Cum vrei, cum poți. Bătrânețea e pentru credință, pentru gândul la dincolo. Da. Dar totuși... Nu e așa. Adică nu ar trebui să fie așa. De ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia și cu zațul? Și noi să dăm tot vinul tinereții și toată partea cea bună lumii și nimănui până la urmă. Nouă înșine, dar de fapt nu nouă înșine, pentru că o pierdem oricum. Da, se aduc unii pe alții. Aceasta a fost o experiență de ani și ani. Adică, cred că sunt mai multe lucruri care au zidit sau au construit sau au adunat comunitatea aceasta și cred că orice comunitate tot așa se adună. Unul dintre ele este punctualitatea slujbelor, până la urmă, și seriozitatea cu care se fac zi de zi și care omul știe că la ora aia, între orele acelea și acelea, și că biserica e deschisă tot timpul, în posturi zi și noapte, pentru că se face rugăciunea neîncetată, facem saltirea neîncetată zi și noapte. Se citește saltirea. Da, în toate posturile. Există 24 de ore din 24 oameni care 24 vin să citească. Studenți care vin din oră în oră, programați pe caiete și care vin să citească saltirea. Dar nu numai. Începând de vineri de la prânz până luni la prânz, tot așa se face în fiecare săptămână. Adică se face un fel de priveghere neîncetată în biserică, tot pentru că își doresc studenții. Dar oricum, faptul că e deschisă biserica continuu, faptul că slujbele sunt destule și multe și știi că acolo îl găsești biserica deschisă, poți să te rogi, găsești pe părintele. Punctualitatea aceasta și seriozitatea mi s-a părut un lucru important. Asta ca un fel de temelie. După aceea, slujbele și frumusețea lor. Și mai ales că noi am avut posibilitatea aceasta prin înaltul Bartolomeu, așa cum prin înaltul Andrei, să putem citi rugăciunii în taină tare. Pentru că studenții vor să cunoască, să audă ce se zice acolo, să înțeleagă slujbele. O piedică mare este că oamenii nu prea mai înțeleg din slujbe. Deci liturghiile acelea care sunt rânduite în liturghier, rugăciunile, le citim în cadrul liturghiei, absolut toate. Se rostesc ca să fie auzite. Ca să fie auzite. Pentru că sunt unele care au mențiunea aceasta în liturghier, să fie citite în taină, în altar de preot, nu? Deși ele, totdeauna, până târziu, până spre secolul 8-9, au fost citite cu glas tare. Chiar sunt nomocanoane ale Sfântului Iustinian, împăratul Iustinian al Bizanțului, care spune, preoții care din lene nu citesc rugăciunile, să fie canonisiți așa și așa. În timp, ele s-au făcut tot mai mult în taină și
Și pentru că nu se înțelegea, pentru că se citea într-o limbă slavonă sau greacă veche și nu avea rost. Dar mă gândesc că și slujbele sunt mai lungi în felul acesta, pentru că nu se suprapun părți ale ei. Nu, interesant că nu. Dar încă ceva am mai făcut, pentru că de multe ori cântările erau prea lungi și oamenii nu puteau participa și la cântări, că de multe ori cântările devin lungi, ca să poată zice rugăciune. Cântările au devenit mai vioaie și mai scurte și multe, aproape toate ectenile le citim. Le citim și tot poporul răspunde. Doamne miluiește, tot, absolut tot. Rostit, recitat, adică, nu recitat. Cântat. Adică pentru pace de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Și ei zic, Doamne miluiește, toți. Da. Și asta implică și văd că e o rugăciune a lor. Adică preotul sau diaconul e doar un om care spune numele tuturor. Și ei zic, amin, Doamne miluiește. Sau când confirmă. Sau când mă întorc să le zic, harul Domnului nostru Iisus, le zic, rostit. Și ei zic, și cu Duhul tău. Sau... și eu am trăit o bucurie prin aceasta, pentru că e un dialog viu între popor și preot și am avut ocazia asta cu studenții care sunt mai deschiși la aceste schimbări și le-au dorit. Le-au dorit foarte mult. Și... Da, pentru că mă gândesc că lucrul ăsta l-ați putut face într-o comunitate tânără de oameni, să zicem, proaspeți în ale credinței, pentru că dacă într-o parohie de țară, unde... Oamenii s-au obișnuit să-l audă pe cântăreț, cântând pe larg sau așa. Și dintr-o dată vine preotul și face altfel. Așa e puțin răzminteală acolo, bănuiesc. Nu, cred că în orice altă parohie, mai ales la țară, nu s-ar fi putut face. Da. Și nici nu indic cuiva să facă decât în timp și cu multă sfătuire cu ceilalți și cu... Ce-i drept, e în funcție de comunitatea pe care o ai și pe care o păstorești. Deci, e important. Slujba e foarte vioaie, dar vioaie nu prin faptul că e grăbită, ci pentru că are o dinamică. Are o dinamică și are un dialog continuu. Dialog simțit, pentru că biserica răspunde, toată biserica. Și preotul zice, și biserica răspunde. Și sunt doar câteva cântări. Credeți că asta i-a atras pe oameni să participe la viața foarte liturgică? Unii pe oamenii tineri. Sunt foarte mulți și intelectuali și care vin special pentru asta. Că înțeleg în sfârșit și că se simt mult mai... Plus că sunt entuziasmați de participarea tinerilor. Pentru că toți oamenii spun, păi în biserică numai bătrânii, bătrânele. Și când vin aici și văd sute de tineri care stau încremeniți și ascultă și răspund, sunt entuziasmați. Și cei mai în vârstă și vin și profesori și... de la facultate, care ascultă, le place foarte mult și vor să continue să audă această liturghie și astfel de liturghie cu tinerii, împreună cu tinerii. Cât de lungă e predica pe care o țineți? Da, predica o zic imediat după Evanghelie. Recunosc că uneori ajung spre 40 de minute, dar încerc să rezum la 30. Încerc. De ce vă întreb? Aud de uneori aud remarca aceasta, domnule, părintele ăsta nu mai termină. Adică uneori discursul predicii e plictisitor pentru unii. Ei mă roagă să o fac mai lungă, pentru că i-am obișnuit, s-au obișnuit cu mine, în sensul că avem de 3 ori pe săptămână cateheze, dar asta de 16 ani. De 3 ori pe săptămână, marța, joia și duminică, seara. Și explicații. Și așa s-a adunat parohia, biserica, studenții. Adică țin minte când am venit, au fost 16, cred că, primii cu care am început. Și am văzut cum se adună. Și am început să vorbesc despre Evanghelia luată de la început, explicată verset cu verset. La cateheze, da? Acum avem seara se întâmplau. Seara, după vecernie. Și sunt unii care, acum, iar hiprină biserica, uneori ca și duminica la cateheze, așa de mulți vin și vor să asculte. M-am bucurat că e de folos. Cred că e de folos. Și continuăm cu aceste 3 zile de cateheze. Și cred că și acestea au strâns... Eu i-am văzut adunându-se tot mai mult la slujbe. La aceste cateheze. Și pe aceea mi-a spus, eu am venit să mă spovedesc că eu vin de 2 ani la cateheze. Eu am venit să... La început eram ateu, la început eram protestant, la început eram așa, am venit, am ascultat, m-am convins, am venit să mă botez. Și deci aveți cazuri de convertiri, de convertire reală. La tineri chiar sunt destule și avem un butoi mare în care facem o cristelniță botez de aceea. Pentru cei mari. Da. Da, și e nevoie. Și o folosim destul de des. Pentru că acolo, fiind în Ardeal, sunt și mulți protestanți, sunt mulți catolici. Da, e un spațiu multiconfesional. Da. Părinte Ciprian Negreanu, aveți câți ani de preoție? 17 ani. Mulți înainte, cu mult folos. Mulțumesc mult. Pentru
dumneavoastră și pentru credincioșii pe care îi aveți. De-abia după 10 ani de preoție, deși m-am preoțit la 27 de ani, după 10 ani pot să zic că am început să înțeleg ce este preoția. Am început să înțeleg. Adică de-abia te dumirești, așa, te ia, la început ești atât de emoționat, nu... să zici cum trebuie, să faci cum trebuie, nu te poți gândi exact, să aprofundezi ceea ce citești, cum citești, în ce fel vrei să spui rugăciunea aceea, cum să o aud oamenii, ce să înțeleagă din ea. Tu ești E un efort de a interpreta bine un rol, la început, să zicem. Da, după aceea, încetul cu încetul, încep să devii firesc în lucrul ăsta, dar un firesc care nu te duce spre aplatizare, spre plafonare, spre plictiseală, ci cumva să poți să trăiești tu personal lucrurile acelea ca și cum ai fi singur, dar să o poți și exprima și spune oamenilor. Dar după 10 ani. Și lucrurile mari ale preoției și tainele mari și ce se întâmplă acolo, încetul cu încetul te dumirești de valoarea lor, de importanța lor, de gravitatea unor lucruri, mai ales legate de spovedanie, și aici spovedania e o parte mare a vieții mele. O să revenim să ne explicați puțin de ce e important ca un tânăr, chiar și un tânăr, să aibă un duhovnic, pentru că de obicei oamenii se îndreaptă spre duhovnic după o anumită perioadă, când se adună unele păcate în viața fiecăruia și simte omul nevoia, apropiindu-se de sfârșit, să se elibereze. Dar revenim. Acum vreau să vă întreb, ați zis la 27 de ani ați devenit preot. Da. Cum ați ajuns să înțelegeți că asta e drumul, asta e calea? Eu am pornit pe altă cale. Eu am fost răzvrătit în motiva lui Dumnezeu și împotrivitor. Eram fiu de preot, sunt fiu de preot. Și deci fiu de preot care... Din Valea Jiului. Aveați am avut credință, am avut totdeauna. Niciodată n-am putut să zic că nu cred. Problema a fost că nu am găsit eu răspunsurile și n-am găsit oameni care să-mi dea răspunsurile. Era un fel de alergie la problema asta credinței instituționale în biserică? Sau nu, cum? Nu. N-am găsit răspunsurile serioase și sincere pe care le căutam eu ca tânăr, care, deși era o bibliotecă cu cărți și din perioada interbelică și am citit multe cărți care acum de-abia au apărut, de la Berdiaev până la, până la Flammarion. Le-ați citit în tinerețe? Da. Adolescență? Dar totuși nu mă satisfăceau îndeplin, mai ales răspunsurile bisericii prin reprezentanții ei din vremea aceea, adică perioada comunistă. Era o tăcere destul de dureroasă, dar și a preoților în predici, care vorbeau mai mult moralizator, mai mult simplu, ca un mod de viață, cum să trăiești, cum să fii om de treabă. Lucrurile astea nu mi se părea că se dau răspunsurile esențiale ale vieții. De-aia am fost tentat spre filozofie. Am căutat filozofia, n-am găsit răspuns în filozofie. Ce întrebări vă puneați la vârsta adolescenței? De exemplu, n-am găsit niciun om în biserică și țin minte că am întrebat pe mai mulți să-mi spună sursa suferinței, de ce trebuie să sufere copiii, de ce suferim, de ce unii suferă și alții nu suferă, de ce unii mor la tinerețe și alții mor la bătrânețe, de ce... Toate aceste întrebări... Știți că asta e o întrebare care nu are răspuns nici astăzi pentru unii și îi conduce pe aceea să fie foarte seculari, atei și chiar militanți împotriva fenomenului credinței. Dostoevski, care era un geniu, i-a pus în gura lui Ivan aceste întrebări și Ivan le punea în Frații Karamazov. Ivan le punea lui Alioșa. De ce suferă copiii? Ați trecut prin experiența asta. Da, întrebările cele mai grele, cele mai adânci, ale identității, ale personalității tale. Cine ești? De unde vii? Unde mergi? Adică ce Dumnezeu e acela care îngăduie unui copil nevinovat să sufere cumplit? Și răspunsurile în general sau ce vom face o veșnicie dincolo? Vom vedea fața lui Dumnezeu. Nu se poate. Și ce înseamnă să vezi fața lui Dumnezeu? Așa, vezi fața lui Dumnezeu. Asta nu mă satisfăcea pe mine. Da, nu e plictisitor adică, stai puțin, și cum? Dar nene Marcule, că era un nene Marcule, și cum adică să vezi? Uite așa, vedem o veșnicie. Nu mă satisfăcea deloc. Deloc. Dar nici cărțile care le aveam nu dădeau niște răspunsuri foarte serioase în privința asta. Mi se păreau întrebările fundamentale ale vieții, esențiale. Și ele nu își găseau răspunsul. Și m-am pornit spre și tot mai mult se zgrăvea în inima mea un chip unui Dumnezeu, am crezut totdeauna în Dumnezeu, dar chipul unui Dumnezeu mai mult al Vechiului Testament, un Dumnezeu aspru, un Dumnezeu neîndurător, un Dumnezeu care te aruncă în istorie, te aruncă în lume, nu-ți dă aproape niciun indiciu și la sfârșit te judecă și te aruncă în iad. Nedrept. Da, nedrept. Și în fața căruia n-ai nicio
aproape toate discursurile lui Iov înainte de Dumnezeu mi se potriveau. n-ai nimic de zis, n-ai ce să faci în fața ta, tac, dar nu e așa. E ca și cum ai zice. Oricum, asta m-au tentat spre filozofie, am căutat în filozofie, am dat la filozofie, am intrat la filozofie în Cluj, am făcut 2 ani de filozofie și am terminat-o, am făcut 5, era perioada în cât se făcea 5 ani în facultate. Am continuat-o, în al treilea an de filozofie m-am convertit. Cum s-a întâmplat? La mormântul părintelui Arsenie Boca, așa a fost să fie. Și ceva, vă explicați ce s-a întâmplat sau e inexplicabil? Greu de spus în cuvinte, adică închipuiți-vă un om care deja le citea pe Gustave Le Bon cu psihologia mulțimilor și care interpreta tot ce se întâmplă în biserică ca o psihologie a mulțimilor, o trăire, o autosugestie, o sugestie în masă. Și le explicam și o propovădeam și altora. Da, o propovădeam și altora. Și am fost chemat, mai aveam dialoguri mai aspre cu fratele meu care era la teologie la Arad și el o luase pe care liniștită, calm, era un om serios. Eu n-am răzvrătit-o familiei. Și mi-a zis, dacă vrei să cunoști un om adevărat, vino la Prislop pe 8 mai 1993. Era 1993, deja sunt 23 de ani de atunci. Să cunoașteți un om adevărat. Da, un om adevărat. Eu am crezut că trăiește omul adevărat. Și am zis, hai să-l văd și eu, cine e omul adevărat? Și am zis, vin să văd, dar spun eu, psihologia mulțimilor e așa și pe dincolo și nu știu ce. Vin să-ți arăt, vin să văd și să-ți arăt că nu-i nimic. Și am plecat. Noaptea cu trenul, am ajuns acolo, am văzut mulțimile care mergeau. Nu erau mulți atunci, nu era așa, dar oricum erau. Care urcau spre mormânt, am ajuns în curtea mănăstirii, am văzut că oamenii urcă mai sus. Am zis să merg și eu mai sus, unde merg ei. Și am mers mai sus și m-am așezat sub un mesteac în care și acum acolo. Atunci nu erau decât 2 morminte, dar nu le vedeam oricum. Nu știam că erau oameni adunați în jur și niște oameni adunați în jur la ceva și stând acolo sub mesteacul acela, cu încă un prieten al meu, dar deci nu știați că vă duceți la un mormânt. Nu. Auzisem numele ăsta, Arsenie, nu știu ce, dar am zis, un părintele de la mănăstire, m-am gândit eu. Oricum nu mă intimidam eu de părinții de la mănăstire sau așa. Mi se părea că îi cunosc prea bine și știu prea bine ce pot să spună sau ce pot să facă. Și am mai luat și un prieten al meu pe care îl influențasem în gândire și. Dar toate au fost cu înțelepciunea lui. Era oarecum pe aceeași linie cu dumneavoastră. Da, îl influențasem în sensul ăsta. Și mulțumesc Dumnezeu că l-am luat pentru că prezența lui acolo a dovedit că nu e o psihologie, nu e o autosugestie. Pentru că stăteam unul cu spatele la altul, jos, pe iarbă, obosiți după noapte de călătorie cu trenul care a mers încet între Cluj și Hunedoara și după aia a stat în autogară în Hunedoara pe un autobuz prăpădit până chiar prăpădit era autobuzul ăla și stând acolo eu care nu plânsesem de ani de zile și socoteam ca plânge înaintea lui Dumnezeu, care oricum te chinuiește și oricum ești damnat. Viața e doar o perioadă, ești damnat. Și filozofia sinuciderea era la ordinea zilei în inima mea. Era o chestie de zile, de ani când o voi face, dar asta era singura soluție. Aveați gândul acesta? Da. De a vă pune capăt? Da. Pentru că viața nu are rost. E o suferință fără sfârșit și ce rost are. Și era doar o amânare așa. Dacă tot o să fac, o să fac când o să socotesc eu. Și stând acolo, eu nu plânsesem de ani de zile, pentru că a plânge însemna ultima umilință. Adică mai și plângi în fața călăului, în fața celui care oricum te chinuiește și care nu-ți dă nicio șansă. Și stând acolo, au început să-mi curgă lacrimile singur, fără să fi făcut ceva, să fi gândit la ceva. Erați chiar la o distanță de mormânt, nici nu erați aproape 3-4 de metri, dar nu mi-am dat seama că erau oameni acolo și m-am ridicat în picioare și am zis, ce se întâmplă? M-am șters așa și m-am întors spre băiatul care și el era speriat parcă și curgea și lucra lacrimi și am zis, ce plângi măi? Am certat pe el că nu ești bărbat și în clipa aceea Dumnezeu mi-a răspuns la toate întrebările. Eu eram pregătit să mă duc la Dumnezeu în fața judecății cu o listă întreagă de întrebări la care eram convins că nu are ce să-mi răspundă. Nu are ce să-mi răspundă. De la suferința copiilor până la. N-avea cum să-mi răspundă și nu găsisem răspuns niciunde în istorie, în literatură, în filozofie, în nimic. Și m-a ridicat de micioare și atunci s-a întâmplat acel lucru care e greu de definit și de spus și pe care Oricine mi-ar spune, știu că n-am mai trăit și nu o să mai trăiesc niciodată așa ceva. Pentru că a fost un răspuns, dar peste cuvinte. Adică ați avut o stare anume, nu? Sau ce? Nu, îndrăznesc să spun că s-a atins puțin de inima mea aripa Duhului Sfânt. Ceva s-a atins de sufletul meu. Dar e un răspuns peste cuvinte greu de spus.
primul lucru care mi-a, primul gând care a început, știți cum, ca să vă descriu, era ca și cum până atunci ai fi stat într-un potop de gânduri și un potop de răutăți, de gânduri întinate, de gânduri răutăcioase, de gânduri de... Care erau continue, Te liniștiau, și asta nu-ți dădeau pace. Și ani, și aproape că nu mai duram nopțile. Un an de zile n-am vorbit nimic, nici ce rost are să vorbești. Ce rost are să vorbești? Orice cuvânt e în zadar. Și aveați câți ani, părinte? 20, fix atunci. Și dintr-o dată, ca și cum era o ploaie neîncetată de gânduri, de tulburare, de ispită, de gânduri întunecate împotrivitoare lui Dumnezeu. Și s-a făcut o liniște imensă, ca și cum s-ar fi oprit ploaia, dintr-o dată. Totdeauna asemănă acea clipă trăită de mine, la măsura mea, cu momentul în care apostolii erau pe mare cu Mântuitorul în corabie și s-a ridicat și a zis, taci, încetează. Și marea, care după ore întregi se liniștește, s-a făcut dintr-o dată liniștită, așa a rămas încremenită. Și vântul s-a oprit și ei au rămas și ei încremeniți și au zis, cine este acesta încât și marea și vântul ascultă de el? Și s-a făcut liniște mare, chiar așa spune Scriptura. Și ei au zis la ieșire, când a coborât din corabie, zis, tu ești cu adevărat Hristos, Fiul Dumnezeu. Liniștea aceea care covârșește toată mintea și inima s-a făcut dintr-o dată. Deci o liniște de nespus. Și primul gând care îmi venea și mi se repeta neîncetat era ca o întâlnire cu cineva atât de drag, dar a fost o întâlnire care nu-ți reproșează nimic. Dumnezeu cu care m-am întâlnit nu mi-a reproșat nimic. Nimic. Da. Dragostea lui Dumnezeu m-a îngenunchiat. Deci faptul că Dumnezeu după atâta am simțit dragostea lui Dumnezeu și Dumnezeu după atâta timp, după atâtea răutăți, după atâtea hule, după atâtea vorbe, nu mi-a spus nimic, nu m-a certat, ci m-a îmbrățișat, m-a primit, m-a îngenunchiat. Deci dragostea lui m-a făcut să mă fac praf și pulbere. M-a transformat în praf și pulbere înaintea lui și nu am cum să nu... Orice aș face, oricât aș dărui, oricât aș spune de acum încolo, nu pot să răsplătesc vreodată dragostea pe care am simțit-o atunci lui Dumnezeu. Deci răzvrătitul a înțeles oprit că n-are pe cine să se, sau da. N-are rost să se răzvrătească. Dragostea aceea era răspunsul la toate. Adică dacă Dumnezeu este așa cum l-am simțit eu și așa cred că este și după aceea am văzut că toți marii sfinți vorbesc despre Dumnezeu dragoste fără sfârșit, dacă Dumnezeu este așa, nu am nicio îndoială că El știe cel mai bine ce face și cu copiii aceia. Îi las mâna Lui, îi dau mâna dragostei Lui, El are dragoste infinit mai mare decât eu care mergeam cu foaia să-i spun n-ai făcut aia. Eu făceam pe umanistul, dar eram un om rău până la urmă, că nu știu ce aș fi făcut eu. Dar sunt convins că dragostea Lui are răspuns. Nu știu, n-am răspunsul logic. Deși de atunci au început încetul cu încetul să se desfacă ca într-un fel de, ca un fel de ghem care se desface toate înțelesurile din acea clipă. Știți, mi-am adus aminte acum de o povestioare, la fel, un răzvrătit care îi tot reproșa lui Dumnezeu că îngăduie să existe copii săraci, copii care dorm pe stradă, vedea zilnic și zice, fă ceva! Și Dumnezeu îi răspunde într-o noapte, am făcut, te-am făcut pe tine. Adică, bănuiesc că ați simțit că și drumul vi s-a schimbat total. Absolut. Total. În clipa aia am știut că nu mai pot să merg înainte. Și am continuat filozofia. Dar am dat la teologie în anul acela. Deci asta era 8 mai și eu în toamnă am dat la teologie. La Cluj am intrat. După aceea, în toamnă târzie, prin noiembrie, am devenit președinte la Scorului. Pentru că devenisem atât de activ. Vreau să fac atât de multe. Vreau să salvez atâția oameni încât oamenii mă ales firesc. Așa, hai, fii tu dacă tu vrei să te jertfești. Și a început toată această călătorie care n-aș vrea să se stâmpere, n-aș vrea să se liniștească, n-aș vrea să devin plictisit și obosit. Aș vrea să dau cât mai mult până când mă ține Dumnezeu. Tinerii care vin în biserică unde slujiți, cunosc traseul acesta, marea povestea aceasta a vieții noastre? Cei care mă cunosc și care se spune la mine, în mare parte, știu. Da. Și credeți că se regăsesc în această și poate că asta îi și atrage? Poate, dar chiar m-am gândit și m-am uitat că marea majoritate a celor care rămân acolo și se cumva rămân ca și credincioși, ca și fii duhovnicești, sunt și ei tot așa. Adică chiar acești oameni se adună, chiar acești oameni care și ei au fost răzvrătiți, și ei au fost pe alte cărări, și ei au fost pe alte... Și ei au greșit, și ei au fost departe de Dumnezeu și se întorc acum, parcă am o mai mare afinitate la acești oameni și parcă ei mai cu ușurință vin la mine și ascultă de ce le spun eu, mai ales că eu spun din experiență și din durerea trăită de mine. Nu spun povești și altfel îi tratez, pentru că știu ce înseamnă să te muncească în felul ăsta diavolul. Pentru că până la urmă
era, acum gândindu-mă, eram în mâinile lui. Mă bajocorea pur și simplu, își bătea joc de mine. Închinuia sufletul îngrozitor. Asta era ce se întâmpla. Nu numai ideile mele și felul meu de a fi, era mai mult decât atât. Era puterea diavolului. Care, eu credeam că sunt liber, dar de fapt nu eram liber. Păruta libertate era o robie îngrozitoare. O robie îngrozitoare. Când mă gândesc la acea perioadă, mă gândesc ca la un întuneric. Are diavolul atâta putere asupra noastră? Are dacă îi dai voie. Țin minte că i-am dat voie ani de zile și l-am chemat cu o sârdie prin toate faptele mele. Prin toate faptele mele și prin toate împotrivirile mele. Când am citit Viața Sfântului Nifon al Constanțianii, el spune că avea darul de a cunoaște, de a vedea duhurile necurate cu ochii. Se uita și le vedea și spunea că cele mai mari duhuri necurate le vedea pe capul unor așa zis și intelectuali, care pur și simplu îi stăpâneau și stăteau deasupra lor și felul cum lucrau aceste duhuri necurate la aceștia așa zis intelectuali, care se lăudau cu știința lor și cu cunoașterea lor, era că îi înșela în așa fel încât ei doar făceau începutul și continuau o făceau ei, intelectualii. Deci ei se ocupau, ei și se autodistrugeau, ei și făceau tot rău. Cred că așa eram și eu. În păruta mea știință, în îngânfarea mea, mă autodistrugeam. Adăugam rău peste rău. Cărămidă rea peste cărămidă rea și construiam un zid al morții. Intelectuali, ziceți. Adică, așa zici, intelectuali. Intelectual e omul care lucrează cu gândul, da. Cu ideea, cu nu? Care sondează realitatea ăla, teoretică. La nivelul cunoașterii, și cu cât cunoașterea e mai multă, trebuie să fie și multă smerenie. Cunoașterea de obicei îngânfă. Și îngânfarea și mândria sunt... E plapuma pe care iubește diavolul. Trufia aceea gândului, aceea atrage trufia forța, puterea forța Duhul necurat. De fapt și diavolul e un heruvim. Negativ. Care, el e un heruvim, un înger al înțelepciunii, care tot așa, prin îngânfare s-a mândrit și tot cu pomul cunoașterii și binelui și răului ne-a ispitit. Adică tot cu asta. Și cu asta se ocupă în continuare. Tot prin cunoaștere încearcă să ne biruiască definitiv. Prin păruta cunoaștere, păruta eliberare prin cunoaștere, dar printr-o cunoaștere fără inimă, fără Dumnezeu, fără smerenie, o cunoaștere lucidă, crudă, dureroasă. Părinte, după momentul acela de dumirire, de, nu, zic, ce vi s-a întâmplat la prislop, în preajma mormântului părintelui Arsenie Boca, după momentul acela au existat și oameni care v-au ghidat, adică care să vă dea o direcție. Absolut. Păi, în primul rând, am început să caut oameni adevărați, oameni care se simt eu că chiar vorbesc din experiență, chiar cred viu în Dumnezeu. Și am fost destul de dezamăgit așa, nu vreau să se supere nimeni din cei care trăiesc acum în Cluj, dintre preoți. Am fost destul, poate nici n-am găsit. A ascultat eu. Un preot duhovnic, da, nu? Da, și oameni, nu numai, oameni adevărați, vii care să mă poată îndruma. Și l-am găsit de-abia pe părintele Teofil Purianu, l-am căutat până l-am găsit. Și mi-a devenit l-am găsit mai departe decât. Mai departe. La Sâmbătă. Da, m-a impresionat foarte mult. Ce să zic, multe s-au lămurit atunci în inima mea la mormânt, pentru că mi-am pus întrebarea ani de zile, de ce lângă un mormânt? De ce lângă, până la urmă, un om al lui Dumnezeu? Mie orice mi-ar spune, eu cred că acela e omul lui Dumnezeu. Orice dovesc să-l aduce. V-ați dus dacă să cunoașteți un om și omul ăla era mort. Adică da, un om... și omul acela era mort, dar era mai viu decât mine de 1000 de ori. Așa mi s-a părut mie cel puțin atunci și acum mi se pare la fel. Pentru că, cred că pentru rugăciunile acelui om Dumnezeu mi-a dat atunci ieșirea asta din iad. Pentru că altfel nu înțeleg de ce acolo și nu unde un tufiș, undeva, într-un munte. Dar cred că Dumnezeu a avut o mare înțelepciune în ceea ce a făcut atunci. Pentru că eu eram, contestam cultul sfinților, contestam cultul Maicii Domnului, cultul icoanelor. Ori faptul că un om al lui Dumnezeu are putere de rugăciune înainte de Dumnezeu și prin rugăciunile lui ți se dăruiește și ție din darul Duhului Sfânt ceva din lumina aceea, te face să zici, măi, sfinții chiar sunt, chiar există sfinți. Atunci și Maica Domnului este... Faptul că era prietenul meu în spate și el trăia același lucru fără să ne influențăm unul pe altul. Am zis, măi, nu e inducerea, nu e un fel de autosugestie, nu e un fel de sugestie a maselor. E altceva. Și toate astea aveau un rost. De fapt, din acea clipă, mi-am dat seama că de fapt se întâmplă ce zicea Părintele Arsenie Boca. El spunea, a fi credincios înseamnă mai mult decât a crede și a spune că crede și a cunoaște, eu știu, crezi, și ce mai, niște un cod de dogme. Și înseamnă, mai mult decât atât, înseamnă să te întâlnești măcar o clipă real cu Hristos și acea clipă să nu-ți ajungă o viață întreagă să o mărturisești dintre oameni. Eu simt că ceva din acest cuvânt s-a întâmplat acolo. Nu mi-ajunge o viață întreagă să te mărturisesc și să înțeleg câte mai tot înțeleg din acea clipă, din acea
clipă de întâlnire cu dragostea e nesfârșită, Dumnezeu, care te covârșește. Te covârșește, pur și simplu. Și eu vă mulțumesc că ne-ați mărturisit-o și aici. Te cunosc că în ultimii ani am cam refuzat să mai vorbesc despre asta, pentru că ziceam să nu o duc în... Să nu o aduc la un nivel așa de povestire obișnuită și pentru sufletul meu e important să o păstrez într-un loc sacru, așa, curat, să nu spun vrăjmașilor mei taina mea, adică, cum zicem, la împărtășanie. Nu, dar mă gândesc că totuși a mărturisi înseamnă a convinge. Un preot e pus în situația de a convinge despre ceea ce crede și ai face și pe ceilalți să creadă și să meargă pe drumul acesta al credinței. Și eu zic că e importantă, pentru că constat astăzi, Părinte Ciprian Negreanu, în societatea noastră și în rândul credincioșilor, între membrii bisericii, eu, să zicem așa, să-i spun cu un cuvânt delicat, e o jenă, sau nu o jenă, sau o discreție prea mare în a mărturisi. Adică nu ne simțim datori să arătăm că suntem într-un fel. Adică, așa e. Eu vreo 14 ani n-am zis nimic. Suntem adică într-un fel în biserică și suntem oarecum altfel când ieșim din ea. E această dublă ipostază în care ne găsim. Și asta e foarte dureroasă. E ca și cum acasă îți iubești soția, ții la ea, îi spui, eu declar, și după aia scoți inelul și... Printre prieteni nu vorbești de rău. Da. Și te uiți după alte femei și îi cochetezi și... Da, cam așa e și cred că tot așa se simte și Dumnezeu și e dureros, foarte dureros să faci așa. Și nu cred că e bine. Mai avem câteva minute din emisiune și vreau să ne întoarcem la ce spuneați. Că e important chiar și un tânăr să aibă un părinte duhovnic. Este de-aia v-am și întrebat dacă ați găsit și ați avut oameni care să vă, să vă îndrume. Deci e nevoie și au avut de, o importanță fundamentală acești oameni. Dar de ce în felul acesta? La spovedanie și nu așa, printr-o discuție din când în când. De ce în taină? Pentru că spovedania e o taină în biserică. E ceva care împărtășește o realitate. Nu? E o mare putere pe care mi-am dat seama mai târziu decât momentul acela al convertirii. Pentru că păcate și greutăți și lupte interioare cu care eu mă luptam de ani de zile n-au încetat sau au încetat într-o clipă, în clipa în care m-am mărturisit. Adică după ce m-am luptat ani de zile cu tot sufletul împotriva unui păcat, unui gând, unei întineciuni, unui fel de a fi, n-am avut sorți de izbândă decât așa, în parte, dar printr-o spovedanie sinceră și mai ales prin împărtășanie după, am căpătat biruință. Ori asta, deci am constatat și am văzut... Adică ați reușit să vă dezbărați de anumite obiceiuri. Până și la nivelul interior, adică nu numai în exterior, că lupți și în exterior, te străduiești să nu faci, dar în interior tu cochetezi cu gândul ăla și... Nu, ci o anumită biruință până la cel mai adânc nivel, până la cel mai interior... Până la nivelul gândului, a trăirii interioare. Ori asta nu se poate face printr-o discuție. Asta nu se poate face... Asta e un prim rol al duhovnicului de dezlegare a păcatelor și de, aș zice, punerea în mâinile lui Dumnezeu. Că, de fapt, duhovnicul te ia în mâinile lui și te pune în mâinile lui Dumnezeu. Așa a binevoit Dumnezeu. Așa a voit El, ca prin oameni, să se dea această taină a dezlegării și iertării păcatelor. Dar nu e numai atâta, e mai mult decât atâta, în sensul că după aceea călătoria nu se sfârșește, drumul e greu, ispitele sunt de multe feluri, ori sfătuirea cu un duhovnic care a trecut și el cel puțin, măcar prin aceleași ispite care ai trecut tu. Și dacă e un om, și trebuie căutați duhovnicii buni, dacă e un om cu experiență, sigur a trecut și el, și atunci îți poate spune unde greșești, unde să nu mergi prea mult, unde să nu cobori prea jos, unde nu să urci prea mult. Și cred că e foarte importantă această călăuzire. Cei ce nu întreabă, cad ca frunzele. Duhovnicul bun, a zis. Da, cum îl recunoști pe cel bun? Cred că primul semn prin care îl recunoști e că atunci când te spovedești lui sau îi vorbești, simți căldoare de păcatul tău ca pe tine însuți sau mai mult decât pe tine însuți. Asta e primul semn. Și nu te judecă. Dacă el e rece și nepăsător, adică, și nu te judecă. Nu-l simți îl doare ca pe păcatul lui. Îl suferă și el alături de tine. Caută răspunsuri, caută soluții alături de tine. Asta e primul semn că, până la urmă, preotul e un tămăduitor de suflete. Dacă nu simți în duhovnic că are partea asta de tămăduire a sufletului și care trebuie să aibă și dragostea, și milostivirea, și îngăduința, să pună un de lemn prima dată, după aia să pună și vin. Vinul e mai acid. A pus pe rănile lui un de lemn și vin. Prima dată un de lemn. Oamenii vin răniți. Nu poți... Trebuie să... Biserica e o mamă care nu numai ceartă cum ne-am obișnuit, că ceartă, că îți dă canoane, că nu, ci mai mult de atât, sau mult mai mult de atât acoperă sau șterge rănile tale cu lacrimile ei.
Asta e biserica, asta o spune un monah, Moise, monahul din Muntele Athos, și mi se pare un cuvânt adevărat. Și cred că asta trebuie să simți la un duhovnic, faptul că îl doare și pe el păcatele tale și că vrea să te scoată din cazul ăla și se luptă și pune sufletul înainte lui Dumnezeu. Asta se simte, nici nu trebuie mari filozofii, nu trebuie mari, eu știu ce, criterii valorice cu care să vii acolo să vezi, are, ci se simte de către orice om. Dacă acela are o mică, măcar o mică durere pentru tine, dacă îi pasă de tine. Asta am văzut la Părintele Teofil. Adică m-am spovedit, i-am spus ce am avut de spus, eram prea speriat ca să fiu atent la dânsul. Dânsul era și orb și așa. Și după ce am venit, după vreo două luni și între timp el au trecut sute de oameni, zic, Ciprian, cum de mare cunoscut. Și păi zice, ce mai face tata, ce mai facem? Și mă întreba păcatele care le-am făcut și eu că le-am uitat de mult. El le trăise, adică nu că le asumase, le ținuse minte, se gândise la ele, poate le sucise pe toate părțile, se rugase la Dumnezeu pentru ele. Ori asta m-a făcut să zic, da, iată duhovnicul, m-am dus la el. Dar o îngăduință, asta nu înseamnă, dacă îl primești pe om cu deschiderea aceasta de care vorbesc. Asta nu înseamnă o îngăduință fără o rânduială, seriozitate. Fără, de multe ori, dragostea presupune, dragostea duhovnicului și durerea lui pentru tine presupune și chirurgie duhovnicească. Presupune și operație. Sunt aproape că sunt oameni cu membrele cangrenate, ale sufletului. Adică au trăit și au trecut prin așa mari păcate sau le-au trăit la așa măsură încât trebuie să renunțe la mână, la picior, la ochi și să meargă înainte așa. Că mai de folos e să ți se taie mâna, ochiul, să ți se scoată ochiul, să se taie mâna și piciorul, decât să intri în viață, să nu intri în viața cea veșnică. Și asta foarte mulți o au și trebuie și puțin asprime, dar nu asprime de mamă. Ascultați spovedaniile tinerilor. Teoretic, un tânăr nu e la fel de mult păcătos precum unul în vârstă, pentru că timpul aduce păcatele cu el. Teoretic, deși în ultimul timp... Vreau să vă întreb ce ați constatat. Care e, să zicem, neputința majoră la nivelul ăsta al tinereții? Când eram tânăr eu, vârsta în care oamenii începeau să cadă în anumite păcate, mai ales legate de desfrânare, mai ales legate de dorința de neavuțire, de invidie, de ciudă, era mult mai... adică de-abia pe la 17, 18 ani, 18, 16, 17, 18 ani începeau oamenii să aibă și problema asta, ispitelor, de toate felurile. Până atunci cumva se prelungea într-un fel copilăria. Poate și pentru că nu erau toate canalele acestea deschise spre media, spre internet, spre... și se trăia mai izolat cumva, dar oricum era protectiv. Dar cu cât a trecut timpul, am văzut că această vârstă coboară, galopant coboară, aproape că a ajuns la 5-6 ani. Aproape că copiii nu mai au copilărie de la 5-6 ani, în sensul că sunt invadați de o informație atât de nocive, și părinții sunt irresponsabili, îi lasă pe internet, îi lasă pe telefoane, cuplate la internet, pe tot felul de jocuri care le distrug copilăria, le invadează. Și de ispita sexuală care și sexuală, vine foarte devreme. Și a violenței, și a alegerii răului, și faptului că răul e cool. Și a unui fel de estetice al râtului care începe să fie asumată de mici și de să le placă mai mult negru, să le placă mai mult războiul, să le placă mai mult orice care e rău decât ceva care e bun. Și Duhul Lumii în sensul acesta și a coborât enorm de mult această vârstă la care copiii se deschid spre rău, îl cunosc și încep să și-l asume și să le și placă până la urmă. Există leac? Adică aud copii de 3-4 ani care se masturbează, ceea ce nu era atunci. Nu era atunci. Asta e și prin invazia informațională, da. Dar și prin soluția negligența părinților. Soluția e restricționarea accesului la aceste canale? Am fost foarte bucuros când a apărut Trinitas și când a apărut radiourile creștine, pentru că una dintre soluții mai serioase decât asta cu restricționare este să fie cât mai multe televiziuni serioase, alternative, credincioase și care să dea alte modele. Și cred că nu putem interzice. Dacă interzici, lucrurile astea devin foarte ispititoare. Se spune cu fructul oprit. Da. Și ei pleacă puțin de la părinți, se uită la bunici, pleacă puțin, se uită la colegi, se uită la... Nu cred că e o soluție asta cu interdicția, decât cu dreaptă măsură, dar să și fie mai multe asemenea oferte. Și cât mai interesante și pentru ei.
De exemplu, ar fi interesant un program de televiziune creștin cu desene animate, cu povestiri pentru copii, cu... ar fi extraordinar. Da, încercăm, numai că ne întoarcem la de unde am pornit. Trebuie să faci ideea de credință, da, să fie oarecum la modă. Și să fie... Să fie cool, cum da, ziceați. Adică ea chiar este. Așa. Ea chiar este. Până la urmă, este, părinte. Știți de ce? Pentru că mă gândeam... Vârsta tinereții e o vârstă în care tânărul, adolescentul mai ales răzvrătit și care vrea să iasă de sub tutela părinților, el caută libertatea. Da. Pentru că e, până la urmă, o căutare a noastră a libertății. Dar când ești oarecum altfel decât sunt cei din jurul tău, în materie de credință, deci, să zicem, în grupul în care ești, nu, oamenii nu sunt credincioși, dar tu crezi. Ăla e un, da, e o ieșire spre libertate. Adică devii separat, devii nu ești unic, captivul acelui grup, ci tu ești altfel. E și ăsta un sens. Pentru ei e o mare șansă, credința, pentru unii dintre ei care pot să deschidă ochii să vadă. Bănuiesc, așa au înțeles și cei care vin, da, la biserică. Cred și sunt, da, în jurul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc mult că ne-ați împărtășit aceste gânduri la Biserica Azi, la Trinitas TV. Vă mai așteptăm și altădată când ajungeți prin București să mai vorbim despre tineri și, da, credință. Părintele mulțumesc Ciprian mult. Negreanu a fost invitatul acestei emisiuni. Vă mulțumesc dumneavoastră că ne-ați privit. Să ne revedem cu bine la Trinitas TV.